amintiri din copilăria lor. Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am găsit la prima ediție a emisiunii Amintiri din copilăria lor. O emisiune despre copilărie și aventuri din copilăria lor. Vă întrebați oare pe cine am invitat în această emisiune? Semifinalist la Vocea României în echipa lui Smiley și fost polițist care a antrenat trupe speciale în Africa. Este un tată minunat și un om deosebit. Ați ghicit? Știți despre cine este vorba? Îl invit aici pe Gelu Graur. Salut, Gelu! Salut, Luca, și mulțumesc frumos de invitație și bine ai venit la Old School, e a doua mea casă aici. Mulțumesc! Și eu îți mulțumesc pentru că ai acceptat să vii la această emisiune și aș vrea să-ți spun câteva întrebări despre copilărie. Aștept! Cum a fost copilăria ta? Copilăria mea? Ei, acum devin un pic așa... romantic. A fost o copilărie marcată de lipsuri în primă fază, așa erau vremurile atunci, dar în același timp foarte liberă, foarte independentă și era o copilărie în care noi învățam extraordinar de multe lucruri, de la ceea ce ne jucam, de la părinții noștri, de la prieteni, inventam lucruri, eram obligați neavând atâta tehnologie în jur. A fost o copilărie de care eu pot să spun că m-am bucurat extraordinar de mult. Ce îți amintești cel mai mult din copilărie? Păi vrei să spun ce prostioare făceam sau vrei să spun lucrurile bune? Bun, ca orice copil făceam și năzbâtii. Pot să spun doar atât, copilăria mea a fost marcată de mama mea și de asprimea și de blândețea pe care mi le arătau. A fost o mamă extraordinară, un tată care muncea foarte mult să ne ajute să avem de toate. Cred că școala m-a marcat cel mai mult din copilărie, pentru că așa cum sunteți și voi acum, nu tuturor ne plăcea școala, dar ușor, ușor, ușor am înțeles că este cea mai importantă manieră prin care putem să ajungem oameni. La ce materie ai fost bun, dacă tot ai spus de școală? Luca, eram bun la română, eram bun la istorie, eram bun la franceză, lucru care m-a ajutat și mai târziu. Astea erau materiile care îmi plăceau în mod deosebit. Muzica, bineînțeles, era una dintre materiile preferate. Așa. Sportul, eram așa un pic mai rebel când eram copil. Deci mi-am dorit o emisiune pentru că am vrut să descoper cât mai multe lucruri din viața unor invitați importanți, investitori, de la investitori până la cântăreți. Poate că trebuia făcută de mai de mult această emisiune și nu neapărat cu mine, că voi fi cel mai important, dar poate că ar trebui într-adevăr să dăm cu degetul așa pe sensibilitatea oamenilor atunci când își aduc aminte de ceea ce au fost și să nu uităm ceea ce am fost până la urmă. Este vreo diferență între școala de azi și școala din epoca comunistă? Cum să zic, eu am prins foarte puțin epoca cea comunistă, mai exact clasele 1-4, pe care a fost revoluția. Era mai multă disciplină, dar nu neapărat că era bine acest lucru. Să zicem doar atâta, că viața te obliga să fii mult mai conștiincios la școală și nu erau atâtea posibilități de a face altceva dacă nu aveai școală. Deci eram obligat să învăț ca să ajung cineva. Alte variante nu prea aveam atunci în vremurile acelea. Cum erau prietenii tăi în copilărie? Mă faci să-mi aduc aminte, chiar mișto întrebarea. Păi aveam tot felul de zurlii la mine în cartier, unde stăteam undeva lângă școala 7 acolo. Eram cam toți de aceeași, cum să spun eu, cam cu aceleași mijloace. Nu aveam unii mai mulți bani sau mai puțin. Eram cam la fel. Ne plăcea foarte mult să jucăm fotbal toată ziua, să jucăm pac-pac, să ne tragem cu tuburi și săgeți, să ne lovim cu praștile, să mai pișcăm poate dată o fată de fund. Așa eram noi în vremurile alea, eram un pic mai zurliți, am spus. Erau niște oameni extraordinari cu care mă văd și în zilele de astăzi și cu care mă salut în zilele de astăzi și cu care îmi face plăcere să stau chiar la un pahar de vorbă cu ei. Da. Erai genul de prieteni lider în grup? Bai, din fericire sau nefericire, da, era un pic bătăuș când eram mic. Făceam foarte mult sport și făcusem Kwan-Ki-Do, făceam arte marțiale și în loc să mă disciplineze sportul ăla, mă făcea așa să vreau să devin un pic lider. Cred că o parte din această dorință de a fi lider mi s-a păstrat și până acum. Tot acum și acum îmi place să fiu lider și serviciile și joburile pe care le-am avut de-a lungul vieții mi-au arătat că nu mi-am dorit degeaba lucrul ăsta. Da, a reușit și chiar mi-a promis că o va face.
A reușit. Chiar m-am făcut să și zâmbesc pentru că m-a dus înapoi acolo unde eram nevinovați așa și zgubilitici un pic. Ce pasiune aveai în copilărie? Ți le-ai păstrat și acum când ești mare? Da, Luca, bună întrebare, da. Tatăl meu a fost motociclist și eu la rândul meu sunt motociclist. Da. Pescuiam, cred că aveam vreo 9 ani, 10 ani când m-a lăsat mama prima oară să merg la pescuit. Chiar mâine mă voi duce la pescuit la prut, ca să înțelegi că eu sunt așa constant în hobby-uri. Îți place peștele? Ba, peștele nu în mod deosebit, îl mănânc așa, dar îl mănânc mai mult că e sănătos. Dar îmi place să merg la pescuit, îmi place să stau în natură. Și fugeam de acasă foarte des, mă duceam și să not, să fac baie. Nu erau atâtea piscine. Fugeam baie la iazuri. Și urmam și bătăi de la ei mei pentru chestia asta, să știi. Deci mi-am păstrat hobby-urile, să știi. Muzica, pentru că provin dintr-o familie de oameni care cânta, iubea muzica, pescuitul și motocicleta au rămas pasiunile mele. Și istoria, să știi, că mi-a plăcut de când eram mic. Cine cânta în familie la tine? Păi, tata cânta, mama cânta, fratele meu era la liceu de muzică, sora mea cânta, așa că nu știu dacă am avut de ales la un moment dat. Cred că nici dacă nu voiam să cânt, la un moment dat tot trebuia să cânt, că altfel eram ciudatul familiei dacă n-aș fi cântat. Toată familia. Deci erați o familie de muzicieni. Era o familie de oameni cărora le plăcea muzica foarte mult și care studia muzică. Eu nu am făcut școală de muzică, dar am fost un autodidact ajutat de fratele meu care a făcut școală de muzică să învăț note, să învăț ce înseamnă o partitură și așa mai departe. Da, toți cântam în familia noastră. Primul meu invitat, Gelu Graur, mi s-a părut un invitat extraordinar, un om simpatic, dezinvolt. Luca e un băiat deosebit și e mișto să stai de vorbă cu el. A știut așa să mă răscolească așa un pic, chiar să mă ducă înapoi în copilărie. Și e foarte mișto să stai de vorbă cu acești tineri foarte, foarte inteligenți. M-aș bucura să văd cât mai mulți din acești tineri aici lângă mine. Ce cărți citeai când erai mic? O, iubeam foarte, foarte mult basmele, iubeam foarte mult Jules Verne, iubeam foarte mult literatura de război, citeam foarte mult despre războaie și tot ce însemna istorie în general. După care a început literatura obligatorie de la școală și bineînțeles că am avut și autorii preferați și poeții preferați și așa mai departe. Dar cred că Jules Verne și basmele erau cele pe care le aveam în bibliotecă și cu care stăteam în mână toată ziua. Ce profesori te-au marcat, pozitiv sau negativ? Oh, chiar mă treci prin toate, nu? Nu mă ierți deloc. Ok, bine. În școală generală, cred că profesorul Ioan Vrabie, profesorul meu de istorie, a fost cel care mi-a deschis un pic mintea către ce înseamnă trecutul nostru ca societate. Bineînțeles, profesorul meu de sport, domnul Cioacă, a descoperit că știu să joc fotbal și că sunt talentat, iar în liceu, aș putea spune doamna Mariana Rânghilescu, profesoară de limba română, actualul director al liceului Mihai Eminescu, doamna Chiriac, care a înțeles că sunt bun la engleză și a băgat materie în mine așa cât se poate. Nu în ultimul rând, domnișoara profesoară de franceză, Clos Luiza, care m-a făcut să înțeleg că franceza nu e chiar așa cum pare, e o limbă extraordinar de frumoasă. Cam ăștia au fost așa. Da. Tu când erai mic, jucai doar fotbal sau jucai și basket și volei și de toate? Important era că nu jucam nimic pe telefon atunci. Tot ce jucam pe teren. Jucam foarte mult fotbal și aveam fel de fel de jocuri pe care probabil că și voi, dacă nu le-ați jucat, probabil ați auzit de ele. Erau nouă pietre, erau hoții și vardiștii, erau șotroanele, erau fel de fel de avați ascunse, de așa mai departe. Dar ca băiat, fotbalul era cel mai puternic. Dacă jucai fotbal, erai bărbat. Cum ai ajuns la jobul pe care l-ai? Oh, dar eu am avut foarte multe joburi, Luca, la poliția. Cea de a fi polițist? Nu, cea de a fi cântăreț acum. Da, bine, a fi cântăreț pentru mine nu este un job, e o pasiune și mă bucur că e așa. Mă bucur că e așa. Eu n-aș vrea să am jobul ăsta de a fi artist, pentru că este un job foarte, foarte dificil și foarte greu să trăiești din lucrul ăsta. Păi, cântând de foarte multă vreme, la un moment dat, bineînțeles că foarte mulți oameni mi-au spus: Gelu, dar de ce nu vrei să urci, de ce nu vrei să crești, hai să studiem muzică, hai să facem teorie muzicală. Și atunci am descoperit că îmi place să combin teoria muzicală cu ceea ce mi iese pe gură. Am pus mâna pe o chitară și am fost ușor autodidact. Am pus prima dată mâna pe degetele, pe clapele pianului și mi-am dat seama că stai că mă reprezintă
muzica, mai mult decât alte pasiuni. Și am tras de mine așa un pic, fără să am posibilitatea financiară să fac școli, în sensul ăsta, am tras de mine, am studiat cu cartea în mână, cu poace peste cap de la taică-mea și de la maică-mea când mai falsam și o mai luam pe dealuri. Și uite așa am reușit până la urmă să fiu, să cânt corect și să fiu ok în punct de vedere muzical. Da, încă mai știi să mai cânti la pian sau... Bună întrebare, da, acordurile de bază și acum știu să le prind la pian. Aș prefera totuși mai mult chitara, deoarece e mai aproape de sufletul meu ca și iubitor de muzică rock și de muzică pop rock. Da. Chitara e mai aproape de mine. Pianul este doar ca să-mi verific dacă nu am uitat acele câteva acorduri și eventual să-mi acordez chitara. Ce melodii știai să cânti la pian sau la chitară? Oh, eu m-am apucat de chitară, din păcate, foarte târziu. Eram undeva prin clasa 11 la liceul Mihai Eminescu și m-am apucat de chitară ca să impresionez fetele, să știi. Deci asta a fost motivul din spatele chitarei. Știam să cânt piese de la Metallica, de la Guns N' Roses, Nothing Else Matters, Don't Cry, Knocking on Heaven's Door, care de fapt e al lui Bob Dylan. Îmi plăcea Eric Clapton atunci să cânt piese la Nirvana, bineînțeles că toți eram cu Nirvana în momentele alea, Bon Jovi și așa mai departe, cam pe acolo. Cu piesele alea reușeam să impresionez fetele când eram mai tânăr. Și ce sfaturi ai avea pentru copiii de azi? Din punct de vedere muzical, poate am să-i dezamăgesc pe unii dintre ei și îi rog să mă ierte, dar m-aș bucura foarte mult ca să se gândească că a fi artist nu este ceva foarte ușor, deși pare ușor în primă fază. Mi-aș dori ca ei să aibă un job din care să poată să supraviețuiască și muzica să fie un hobby, ăsta este sfatul meu. Dar dacă totuși vă duceți spre muzică și știu că tu ești un om talentat, da, pe care l-am și jurizat și pe care l-am apreciat de fiecare dată, atunci să nu vă lăsați păcăliți de industria muzicală românească. Puteți mult mai mult decât muzica actuală care se ascultă în România. Da, fiți mai bun decât ceea ce este la ora actuală pe piață. Da. Îți mulțumesc pentru că ai acceptat să vii la această emisiune. Mare drag. Și ne mai vedem. Da, eu te aștept oricând și știi foarte bine că e un loc unde voi ajuta tot timpul pe cei tineri să iasă în față și să exprime ceea ce pot face. Îți mulțumesc și eu frumos, Luca. Pa. Ciao. Aceasta a fost emisiunea Amintiri din copilăria lor și ne vom vedea data viitoare cu un alt invitat.